Această excursie va fi diferită de alte excursii pe care le-am filmat pentru emisiunea Pe poteci spre inima ta. Asta din două motive. Pentru că urc în unii din cei mai sălbatici munți ai României, munții Buzăului, și pentru că am ales să parcurg o potecă nemarcată și foarte, foarte sălbatică. Adică o potecă umblată mai mult de animale sălbatice decât de oameni. Voi încerca, practic, să urc pe poteci spre inima sălbatică a muntelui și a animalelor, cu speranța că și voi, cei ce mă urmăriți de acasă, veți simți măcar puțin din frumusețea aceasta ascunsă a munților. Am pornit excursia din localitatea Varlaam, aflată la confluența râurilor Bâsca Mare și Bâsca Mică, traversând podul Bălângănit peste Bâsca Mică. Nu uitați, în localitate, să aprovizionați cu apă, pentru că mai sus nu veți mai găsi izvoare. Da, da, mi-am dat seama. Vreau să urc spre deal, spre Penteleu, dar urc aici, prin Șaua Silvestru și pe urmă mai sus. E că sunt marcajele astea, sunt duse pe o uliță, pe o potecuță, da, da, da. Am mai fost oricum, am descurcat. Bine, mulțumesc, sănătate! În prima fază am urcat pe o potecuță marcată, dar aflată, într-un fel, în paragină, ceea ce poate fi un prim indiciu despre ce ne așteaptă mai sus. Nu vă așteptați ca pe aici deplasarea să fie ușoară, ca pe potecile marcate din vreun parc național. Aici e natură și cam atât. Satul Varlaam se vede în vale și vis-a-vis culm din masivul Ivăneț, tot parte din munții Buzăului. Am ajuns în Șaua Silvestru, primul reper de pe traseu.
Salut! Sunt Ioan Stăinică și astăzi facem o nouă excursie pe munte. De data asta, nu știu dacă v-ați dat seama, dar mă aflu în județul Buzău, mai exact în munții Buzăului și, dacă vreți, și mai exact în masivul Penteleu, unul din cei câțiva munți ai munților din munții Buzăului. Am început să urc din satul Varlam, de la șosea până aici am făcut cam o oră, mă aflu în Șaua Silvestru. Traseul până aici a fost marcat cu banda albastră și punct roșu, dar chiar și așa, destul de rare marcajele, e greu de nimerit poteca până aici. De aici încolo, însă, traseul nu mai este marcat. O să urc un pic la nimerală, prin pădure, o să mă orientez cu harta și cu busola. Bine, este o potecă pe care am mai fost de câteva ori. Dățile trecute m-am chinuit să o găsesc până sus, a trebuit să umblu la nimerală prin pădure, să caut poteca, dar până la urmă m-am descurcat și acum cred că voi reuși să ajung la vârf fără probleme. Dar asta se va întâmpla abia mâine, pentru că este un traseu cam de din Varlam până la vârful Penteleu, cam 9-10 ore se fac. Deci în niciun caz nu o să pot să-l fac într-o singură zi, mai ales că trebuie să filmez și mai ales că, din păcate, cu două trenuri și un microbuz am ajuns în Varlam abia la ora 1. Motivul pentru care am ales traseul ăsta, mult mai lung, pentru vârful Penteleu se poate urca pe un traseu mai scurt, pe un drum forestier, pe la stația meteo, se fac cam 4-5 ore, o să vă arăt de sus. Am ales un traseu mai lung pentru că, de fapt, astăzi nu un traseu vreau să vă arăt, ci mai degrabă ce înseamnă sălbăticia pe munte. O să fie o potecă pe unde mai mult animalele sălbatice merg decât oamenii, poate din când în când vreun pădurar sau vreun localnic să urce la deal. Altfel, mă aștept să găsesc măcar urme, dacă nu și vreun animal speriat prin pădure. Păi, și partea cea mai, poate cea mai interesantă și palpitantă, pe care și eu o aștept destul de curios, o să fie noaptea aceasta, pentru că având în vedere cât este ceasul acum, este ora 3, o să mă prindă noaptea undeva în zona cea mai sălbatică, foarte departe și de localitate, dar și de vârful Penteleu, cam la jumătatea distanței, și o să dorm efectiv în pădure, în sălbăticie, înconjurat de animăluțe care să-mi țină de cald, sper. Și de ce nu, poate veniți și voi cu mine să-mi țineți un pic de urât. Mergem? Hai să vedem! Căpiță ca un adăpost. E goală înăuntru. Stare, se poate sta aici. Să cred că e adăpost de ploaie. Asta e ultima poiană, în principiu, pe traseul ăsta. Diseară poate mai găsesc vreo poiană. E un vârf la un moment dat. Sper să ajung până acolo, până se întunecă. De altfel, tot traseul e prin pădure. Îți dai seama cum este, mergi vreo 7-8 ore, numai prin pădure, o să vedeți acum. În spate este un culm din masivul Ivăneț. Am fost și pe acolo, am un jurnal drăguț. Pădure, nu vreau în pădure, nu! Vreau înapoi la soare! Am ieșit în culme, în muchie, e un picior secundar al unei culmi secundare dintr-o culme secundară, ca să înțelegeți cât de departe mă aflu de vârf. De acum traseu, poteca merge așa pe culme, dar uneori culmea e mai lată și atunci e mai greu să te orientezi, altfel când culmea e îngustă și ai vale într-o parte, vale într-o parte, e destul de ușor să urmezi muchia, care oricum o să ne
o să aibă niște surprize, le vedeți mai încolo. Urmează un prim urcuș mai abrupt și mă apropii de zona cu surpriză. Stânci verzi pe potecă. E frumoasă tare partea asta cu stânci, dar e parcursă cu grijă. Foarte spectaculoasă porțiunea asta. Sunt lespezi de piatră în zona vârfului, lespezi, evident. Nu te așteptam pădure, se întâlnește așa o muchie stâncoasă. Prăpastie. Și depărtări. Nu știu cum se întâmplă, că de fiecare dată eu mă chinui să urc și tot cred că sunt primul și când colo aparatul mi-o ia înainte. Nu știu cum face. În spate se vede un pic din localitatea pe care de unde am început să urc, din Varlam. Sunt prima și muchia stâncoasă. O să mai urmeze stânci, dar de acum în principiu e doar pădure. Și așa că dacă nu știți să vă bucurați de pădure, nu veniți vreodată pe aici.
mergem mai departe, pot să beau și eu puțin apă. Cu lămâie. Pe aici nu e semnal, așa că trebuie să am grijă. E un scurt turcuș mai accentuat și pe urmă o să ieșim într-un punct de belvedere. Am ajuns la un zid, dar natural. Hai pe el. Cum arată culmea. Acolo-i culmea și un pic mai jos de culmea a apărut o potecuță. Abia se distinge printre crengi. Uite, asta numesc eu să urmezi muchia. Ai vale în dreapta și vale în stânga. Deci practic n-ai unde să te duci decât pe muchi. Uite cum se strecoare potecuța, pe care n-a mai fost probabil nimeni de multă vreme. Trebuie să mai rupi crengile uscate, să te strecori printre copaci. Frumoasă-i pădurea asta. De unde a apărut bolovanul ăsta? Pădurea asta e atât de sălbatică, nici nu-ți vine să te oprești în ea. Aș vrea să mănânc ceva, dar să scot mâncare, miros de mâncare, să-mi prești în jur. De fapt, o să fac o scurtă pauză, pentru că s-a făcut ora 5. Wow. Înconjurat! Sunt înconjurat! E ceva bun! Uneori mai scârție copacii, zici că vine un urs în spatele tău. Puțină pâinică plină de semințe de toate felurile, ca să fie mai consistentă, și niște cărniță gusturi românești. Ca să mai am energie să mai avansez.
cineva ar putea să întrebe, dar ursul mănâncă banane? Dă! Tă, ciuper că udă pe copac. De ce o fi udă? A transpirat sau a făcut vreun animal ceva? Câtă mai bradul a căzut aici. Recunoașteți că n-ați mai văzut așa păduri sălbatice. Și merg deja de ceva vreme. Țin minte bolovanul ăsta, de data trecută când am fost. Prima oară când am vrut să vin pe traseul ăsta, am vrut să cobor de la vârf, de la Penteleu, și l-am ratat. Pe la jumătate a trebuit să cobor la nimereală, că n-am mai nimerit culmea. Apoi am venit a doua oară în sens invers și l-am ratat iarăși, la jumătate am pierdut culmea. Era o zonă mai largă și n-am observat unde se făcea stânga și am mers tot spre dreapta. După urmă am revenit în traseu și a treia oară am reușit să-l duc dintr-o bucată până sus la vârf. Și a patra oară am coborât pe el în întregime. A fost mai greu la coborâre să mă orientez. Păi, și acum e a cincea oară. Pădurea mi se pare la fel de frumoasă și de sălbatică. Este un pod între urzici. Mai un pic și e ultima pantă și ies la o poiană pe care o țin minte. Gata, poate să înceapă să plouă. Asta e iască. O scurtă pauză la lumină, dar acum o să intru iar în pădure. A fost o poieniță scurtă, cu iarbă mare, în care parcă pe aici ai mai multe șanse să dai nas în nas cu un animal. Așa că nu strică să faci un pic de gălăgie. Ieși afară! Am spus că e traseu nemarcat. Uite ce înseamnă un traseu pe unde nu umblă nimeni. E poteca astupată de crengi. Se merge foarte greu. Au. Iată, încalci în cap. Dar pe aici trebuie mers. Dacă vrei să avansezi pe culme. De reper, sunt încă bine pe poteca pe care o știam. E un fost observator de vânătoare, dărâmat. Am ieșit într-o nouă poieniță, mică, dar cât să văd vârful Penteleu în depărtare.
vârful Penteleu, unde vreau să ajung și eu mâine. Asta e poiana pe care eu o numesc poiana cu zade. Astea sunt niște zade foarte bătrâne. De aici traseul începe și face un pic dreapta. Pe hartă se vede această curbă spre vârful Monteoru, dar eu o să trăiască la un moment dat să fac stânga. Trebuie să am grijă să nu ratez acea curbă, acea intersecție, pentru că nu e deloc vizibilă, nu e o potecă clară, nu ai săgeți, nu ai semafor. Hei, dar măcar știu pe unde trebuie. Se vede vârful, cât de tare. Hai că ajung curând la vârfulețul acela Golaș și cred că acolo o să mă opresc. În depărtare se văd localitățile, se vede Varlam și cred că chiar vârful Ivăneț. Am mers ceva. Am ajuns la zona unde trebuie să fac stânga. E sud-est. E bine și la un moment dat trebuie să fac nord iarăși. Nord. Bun. Da. Am ieșit de când sunt în creasta aici, am câștigat și altitudine și e creasta mai îngustă, așa că a început să se simtă foarte puternic vântul. Cred că l-auziți. Trebuie să-mi dau cu ceva pe buze, să mai beau niște apă, că altfel acum poate nu-ți dai seama, dar mai târziu o să simți efectele vântului, deshidratării. Un animal mare acolo. N-am apucat să văd ce e. Hei, hop! Ce fel de animal ești? Cu copite sau cu ghiare? Să știu ce să fac. Am ajuns la vârfulețul pe care îl știam. Singurul Golaș de pe traseu. Urc acum la el. De acolo am ieșit adineauri. Hai să vedeți unde am ajuns. Iată-mă, pe vârful fără nume. De acolo am venit, pe culmea aceea. Asta e doar ultima porțiune, o parte scurtă. Acolo e intersecția unde am făcut stânga, se vede culmea continuă încolo spre stânga, dar eu am făcut și mai stânga. Of, nu pot să explic prea bine acum. Pe aici se continuă traseul. În spate sunt culmi din masivul Ivăneț. E foarte lung și acel masiv. Pe aici se continuă vârful acela masiv din spate, vârful Piciorul Caprei, unde o să ajung, nu știu dacă mai merg în seara asta sau mâine, pentru că pe acolo se continuă traseul spre vârful Penteleu, incredibil ce frumos arată, ca o piramidă. Stai să terminăm un pic aici circuitul, aia e prea soare. Vârful Penteleu are peste 1700 de metri și acolo voi ajunge eu mâine, mergând pe culmea aceea. Și pe aici, pe la vârful Piciorul Caprei. Niște flori super drăguțe mă întâmpină aici pe vârf. Nu prea miros, dar sunt frumoșele. Sunt înconjurat de sălbăticie și uite acolo în dreapta pe brad e umbra mea. Nu mă aude nimeni aici și nici semnal la telefon.
de repede ce fac. E ora 7. Am mers un pic mai mult de 5 ore de jos până aici. Ce frumoase. Am vreo două variante. Aș putea să rămân aici la vârf, să dorm ori pe iarbă, ori să pun cortul, dar e un pic riscant pentru că s-ar putea să treacă animale sălbatice noaptea pe aici. O altă variantă e să cobor în pădure, să găsesc un spațiu drept, să pun cortul, eventual aș putea să, acolo aș putea încerca să fac un foculeț, deși aș prefera să nu fac, pentru că e destul de riscant. Dar ca măsură de protecție împotriva animalelor ar fi bun. Și o altă variantă ar mai fi să avansez, să merg, dar mă va prinde noaptea pe traseu, tot cam aia e. Nu mai gândesc și văd, dar aici e super frumos. Aici avantajul ar fi că dimineața aș vedea răsăritul, la noapte aș vedea stele. Nu mai gândesc. Vreau, nu vreau, se pare că m-am hotărât unde pun cortul. L-am pus aici pe vârfulețul fără nume, la circa 1400 de metri altitudine. Partea mai puțin plăcută e că... Bine, plăcută, neplăcută, nu știu. O să văd dimineața cum a fost. Sunt foarte însălbăticii aici, asta știam, mă așteptam, voiam să dorm așa, dar vârfulețul ăsta nu are suficient spațiu, e destul de îngust, e ascuțit așa. Și am pus cortul chiar pe muchie și asta nu e prea bine pentru că și animalele, dacă traversează vârful, îl traversează pe unde e mai ușor. Nu o să meargă pe pantele abrupte, o să meargă pe potecă. Bine, nu era potecă, erau ceva urme de animale în iarbă. Eu sper la noapte totuși să evite, să simtă. O să-mi pun un ciorap în băț, să simtă că e cineva pe aici. Acum mă bucur de apus și gata. În partea aia se văd culmi din masivul Podul Calului, tot din munții Buzăului. Culmea pe unde am venit. Să mai fac un tur, că e lumina asta prea bună, e frumoasă foc. Bine, mi s-a consumat o baterie asta, de fapt acum se termină prima baterie. Vede cortelețul ăsta, ce caut aici? E ca un coșciug, e un pic în pată. Piciorul caprei și vârful Penteleu. Mâine sper să mă aștepți cu afine. Un lucru foarte important, având în vedere unde dorm, e să pun sacoșa cu mâncare într-un copac. În primul rând, să nu atragă animale spre cort. Nu neapărat să nu rămân eu fără mâncare. Din partea mea poate să ia mâncarea. Mâine cobor și asta e, nu mor de foame. Dar important e să nu atragă animalele spre cort. De aceea nu țineți în cort nici cuțitul cu care ați tăiat carne sau haine care miroase a mâncare, pentru că nu se știe. În principiu, animalele evită oamenii, dar mâncarea nu o evită neapărat. Dacă hai sus. Dacă am un hamac cu mine, dormeam în copac. Și să fac de-o grijă. Nu pleca! Nu vreau întuneric! Nu! Soarele trece, eu rămân. Încet, încet începe și se întunecă. Cu cât se întunecă mai mult, cu atât te simți mai singur și mai în mijlocul pustietății. Dar nu ești singur, sunt atâtea animale în jur. Râd eu, dar încerc să păstrez calmul. Știu care e situația, în principiu animalele sunt foarte departe de mine. Așa, chiar dacă munții ăștia sunt plini de animale. Lupi, râși, mistreți, nu prea ai șanse să vezi niciunele. Da. Deși, mă rog, așa când stai pe loc, dacă nu te simt, poate să vină, da, să se apropie, dar când te văd, fug. Pentru că nu vreau, vor să aibă de-a face cu ceva mai mare decât ele.
reușit să îngătesc ceva. Nu prea mai am chef nici de gătit, aici bate vântul. Și putea să cobor la pădure și să gătesc acolo, la Primus. Foc nu pot să fac, aici cel puțin, pentru că sunt paiele astea uscate, care ar lua foc repede și e prea riscant. Ei, eu știam că steluța Luna se pune în vârful bradului, nu acolo. Ce frumoasă e! Până la urmă mi s-a făcut foame, așa că am zis să cobor un pic la marginea pădurii, să fac un foculeț, dar o să gătesc la Primus. O să aprind focul exact ca la Bear Grylls, cu amnarul, scrie pe el Bear Grylls, așa, dar bine, o să trișez un pic pentru că n-am la mine nimic care să ia foc foarte ușor. Haide, măi. Vedeți dacă nici ăsta nu se aprinde din prima, îți dai seama. Bravo. Te-a prins? Cât să dăm un pic de fum în jur, să sperie animalele. Uite, fumul ăsta se împrăștie, animalele o să-l simtă. Am curățat pământul în jur, am dat de pământ umed ca să nu fie lucruri prea uscate, să ia foc. Și o să-mi fac ceva de mâncare și sper să fiu în siguranță până dimineață. O să-l las micuț, nu fac prea mare, ca să pot și să-l sting foarte ușor. Da, să se aprinde un pic cuțin așa. E bine să aveți la îndemână apă, din motive evidente. Ha, hai că mă afum bine. Mie nu-mi place că te afumi de la foc foarte rău, dar de data asta e util. Ha, că animalele simt mirosul de fum și știu că acolo e rost de grătar. Verificam doar. Fierbi, apică. Hai, mai rezistă un pic foculețule. Că te sting imediat, să mănânc și eu. Apa în care am fiert orezul am păstrat-o ca să sting focul cu ea. Ce bunăciune. Orez cu ton și cu legume, porumb, mazăre, ardei. Exact cum mâncau haiducii pe vremuri. Își găteau la Primus, aveau cratițe și de-astea, tacâmuri. Dacă sting lanternele, am 3 lanterne la mine. Una e pe cameră, una e pe cap și una e în buzunar. Dacă le sting pe toate, se face întuneric. Foculețul ăsta nu luminează prea mult, că l-am păstrat micuț așa. Ia uite, se și stinge. Poate fi neplăcut dacă ești într-o situație de genul ăsta fără voia ta. Adică dacă te-a prins noaptea pe munte și nu îți doreai să rămâi acolo, eventual nu ai la tine ce trebuie, e cu atât mai grav. Adică dacă n-ai sac de dormit sau măcar o folie de supraviețuire. Dar așa, când știi că urmează să dormi în pădure, ești cumva pregătit psihic și de fapt de aici se lucrează. Cu frica, curajul, chiar dacă uneori pot să mai apare emoții, pentru că sunt sunetele pădurii și sunetul vântului în special, care sună tot timpul a urs. Dar e doar vântul și de multe ori este ajutat de imaginația prea bogată. Hai să mâncăm și pe urmă la somn. Hei hop! E vreun animaluț? Se tot aud zgomot de afară. Sunt un pic înghesuit cu rucsacul și bocancii, geanta foto, ceasul care arată 5 grade Celsius. Pe aici nu știu ce mai am. E interesantă senzația de frică pe care ai putea să o ai.
Am un text pe blog despre asta, se cheamă De ce ți-e frică? Nu-i nevoie să scapi. Și vorbește despre faptul că de multe ori frica e de fapt produsă de imaginația noastră. Nu sunt lucruri reale în jurul tău care chiar să-ți facă rău. În schimb, tu îți produci senzația de frică prin gândurile pe care le ai. Cred că oamenii de fapt nu se sperie de, nu sunt speriați de animalul urs, ci mai degrabă de cuvântul urs, pe care l-au înțeles greșit. Când spun urs, oamenii înțeleg un animal fioros, periculos, nu știu, poate ce au văzut prin filme. Și de fapt, cuvântul urs nu asta înseamnă, animalul urs nu asta este. Deci cuvântul a căpătat așa o conotație înfricoșătoare și atunci oamenii se tem de cuvântul urs. Vă recomand să înlocuiți cuvântul urs cu iepuraș. De exemplu, am văzut un bârloc de iepuraș azi și erau urme de gheare de iepuraș pe copaci. Da. grade, 1:20. Am dormit o oră. Alone again, naturally. Am lăsat ușa de la cort un pic deschisă, adică ușa exterioară, și am doar plasa de țânțari închisă și prin ea văd mii de stele. Nu acum, că acum e lanterna aprinsă și nu văd nimic, dar ați înțeles ideea. Și mai devreme a căzut și două steluțe căzătoare am văzut și una din ele era una din preferatele mele, a căzut chiar aia. Ce moftic. V-ați prins? Nu aveți cum să cadă steluța mea preferată. După o noapte destul de grea, dimineața am veselit instant atmosfera de pe vârfulețul pierdut în sălbăticie. Eu mi-am continuat traseul prin pădure, am depășit câteva obstacole și mi-am refăcut forțele cu bunătățile găsite pe drum. Apoi am ieșit la golul alpin. De aici, până pe vârful Penteleu, pare să fie doar un pas, așa că iată-mă deasupra Carpaților de curbură. Nu ratați episodul următor al emisiunii Pe poteci spre inima ta, în care vom continua aventura până pe cel mai înalt vârf al munților Buzăului.